Crețu cade de lângă Mladen și reușește să-l impresioneze pe arbitrul Radu Petrescu. Noi revedem ocazia imensă a lui Noere de mai devreme. Îi așează mingea excelent Florinel Coman lui Noere. Acesta trimite însă în bară și rămâne 2-1. La 3-1 în minutul 80, cred că meciul era jucat. Da, șansa a avut și FCSB la 1-1, să nu uităm, când Rivaldini a scăpat singur cu Bălgrădean, atunci portarul.